Deci punctul M ăla care îl urmăream eu este pe BC prim, chiar în punctul C prim. Și pe acolo am dus paralel la BC prim, ies în dreapta, da, respectivă, iar paralela... La primul, la ce? La ce este la primul... Ce prim. Și acum, este unghiul din triunghiul A prim, C prim, B. Și aici e B. Din triunghiul este echilateral, unghiul este de aici echilateral. Corect. Da? Corect, deci, și foarte clar. Da? Da. Deci așa. Vedeți, la prima citire, la prima discuție, pare că problema este destul de dificilă. Dar ce vă spuneam de dată? Cu răbdare, cu calm, ne ducem într-un plan. Ne-am dus acolo, am văzut triunghi echilateral. Ăla e unghiul. Este, insist, poziționarea punctului M este esențial. A spune Amelona să mă invitați să ies din, din figură? Nu, dacă este acolo, nu am nicio șansă. Nu mai puteam fi de unghiul. Da. Ce am spus? Mă păstrez în figură. Că elementele de figură sunt de mare ajutor. Totul se discută într-un cub. Acolo, vârfurile acelea, toate lucrurile, mă... Și mai avem la C, da, măsura dintre dreptele D prin C. Băi, hai să facem rău, rău. Ce facem acum? Am rămas pe locul 2. Măsura dintre D prin C. Dintre D prin C. Și B8. D prim C și B O, unde O este în mijlocul segmentului închis. A prim C prim. Mijlocul segmentului. A prim C prim. A prim C prim. Să găsim pe O întâi. A prim C prim, adică aici, intersecția diagonală. O. O. Și acum, D prim C. D prim C. B O. Mai ștergeți un pic. Că am încarcat de figura așa. D prin C. Da. Așa. Deci, mijlocul e A prin C, O. O. Și acum, B, O. B, O. Deci, din B cu O, da? Da. Și acum, D prin C. Cu B, O. D prin C. D prin C. Ce? Deci fața asta. Aia. Da. De prin C. De prin C. Cu B, O. B, O. De prin C cu B, O. Ce facem aici? Noi stăm degeaba, am venit în seara asta degeaba la lecție. Nu știu, dar vreau să întreb așa chestii. Bun, hai treabă. Între unde A prim O B, dacă ducem A prim și B. A prim O B. B. Dacă unim A prim cu B. Așa. Dar unde unim? Dar unim noi. Unim, da. Deci noi ne putem. Miruna, îți place A prim B? Trebuie ție? Da, da. Ea vede că e paralelul cu D prin C. Oh, foarte tare. Deci ea, pentru D prin C, ai făcut acest lucru, ai dus o paralelă, da, la D prin C. Și m-am găsit pe triunghiul O A prim B, pentru că A prim O... O A prim... B. B. A prim O E L, prin altă cu L. A prim... O. O. Cu L. Cavalarii? Da, le dau cu L, cu R, cu orice. X. Știu cine este galerat, dar... Stai o secundă, dar care e unghiul? Că dacă te duci, te să fixezi unghiul. Pentru că îți fie A prim BO. A prim... BO, dintre ele. B... A prim BO. Aia are dreptate? Pentru că a fixat pe punctul M. Deci se duce foarte bine.
să stai cu într-un mă. Aprim o notă. Deci, Miruna, lasă-mă un pic să înțeleg și eu. Și eu vreau să înțeleg. Deci, Miruna face foarte tare. Deci, ea spune așa. Ca să-mi iasă problema, iau un punct, el din experiența de până acum, pe una din drepte. Totdeauna ne-am plasat pe una din drepte. Ea se duce pe dreapta O, B. Și în B nu le-am... Tocmai pentru că dreapta O, B intră în discuția noastră. Corect. Pe dreapta O, B, ia punctul, e chiar în punctul B, încât paralelul sunt acolo chiar O, B. Corect. Și la cealaltă B a prins. Și la cealaltă B a prins, îi pare rău de prin ce. Corect. Și atunci nu mai este de aici, zice. Cât e unghiul ăsta? Acum ați zis, neapă de treabă. A prins o E notă cu X. Nu, a prins B, îl știm că e diagonala lui radical din 2. Dar eu vreau să zic că a prins o notă cu X. Da. Și atunci A prim B o să fie 2X. A prim B? De ce? Pentru că A prim O ori 2 e cam cu A prim B. Și dacă A prim C, ce prim? Iar în dreptate, A prim B este A prim C prim. Da. Și cu O era la mijloc, A prim B e dubla. Corect. Yes. Dacă A, e... Deci are X, are 2X, da? Da. Așa, cred că atunci rezultă că A prim O, B din 90 și că A prim... Adică nu știi că e din 90, pe luna. Păi, teorema unghiului la 30. Păi dacă ar fi triunghiul dreptunghic, dacă ar fi triunghiul dreptunghic, atunci tu vrei să le reciproc ceva, ce ceva. Dacă ai aici, ai 2X, înseamnă că nu are unghiului 30 de grade. Păi, despre ești de acord să facem așa, să lăsăm lucrurile așa, ușor de... Dar de o nu e înălțimea piramidii? De o... Prismei? De o nu? Nu, nu e înălțimea, nu? Nu. De o... La intersecția celor două. Și noi sunt chiar bucuri vizitate, pentru că le-ați pătrate. A prim, de prim, ce prim, de prim, domnul profesor, dacă A prim, ce prim și de prim, de prim, de prim, de prim, nu. Miruna, hai să clarificăm așa. Hai să luăm triunghiul ăsta deoparte. Că A prim O este cât A prim X, cum ai zis, și asta e 2X, da? Da. Deci să iau pe triunghiul ăsta cu vârful în A prim. A prim O, B, da? A prim O, B, da. Da. Deci am prim că e limpede, noi acum alergăm cu ochiul ăsta. Da. Dar să ne facem și o strategie. Dacă o să aflăm toate laturile, putem să aflăm unghiul dintre ele. Da, așa și echipa mea pe mai înainte. Haideți. Da? Da. Deci, asta, cum am zis, să fixăm? Cu A prim O. A prim O. O. Și cu pe O. Deo așa, să fie aici Deo, aici B A prim, B A prim, deci B A prim și cu B O, dar legătura între A prim O și A prim B, A prim O să fie jumătate, da? O. Și B, O, și A prim O, B, O, asta este. Bun. Deci asta este X. Și ai 2X. 2X. Și acolo ai 90 grade, B, O. Așa, simțiți voi că ar fi 90 grade? Da. Și de ce? Dar nu vă convingeți. Nu vă convingeți, nu? Nu. Păi... A prim, B prim, C prim. Dacă vrem, Miruna, puteam să spunem exact cât este A prim O. A prim, toate era radical din 2. Corect, după ce pe 2, nu? Da, da, da. Eu, radical din 2, pe 2. Și asta este el radical din 2, ca să fim exact. A prim B? A prim B este... E diagonala și el radical din 2, da. E bine. Da. Dacă v-a fost și de o camărime, eu sunt cel mai fericit.
Atunci am toate elementele și pot să văd dacă e o Pitagora, să văd, să fac proba intervalul Pitagora, dacă pătratul ăsta e suma pătratului ăsta, atunci da, merge. Păi să facem asta, să zicem că este logotipul. Nu. N-avem voie așa, bine. Nu. Bine. Nu. Trebuie să o aflăm. Mie trebuie de primul o penul. Da? O pe asta. Îmi trebuie din pământirea lungă. Păi, e prismă. B, A, prim, B, prim, C, prim, e piramidă. B, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Și B, O, este taman înălțimea. Nu. Nu, că e un pic complică. Păi la intersecția... Păi, Mihaela. O, ăla e la intersecție, domn profesor. În triunghiul O, B, prim, B, ăsta e dreptunghic aici. Da, ăla e dreptunghic. Iar asta apare ipotenuză. Pentru că B pe prim, atenție, B pe prim e perpendicular pe fața A prim, B prim, C prim, D prim. Da. Și dacă e perpendicular pe față, e perpendicular pe toate dreptele din plan. Corect. Atunci B pe prim o. Dar eu nu-i perpendicular pe AB? Care? B, O. Perpendicular pe AB. Nu-i. Păi nu se poate fi un triunghi cu două unghiuri drepte. Cine-i pe AB? B prin B, perpendicular pe AB. B prin B are pe B, O, nu? Pe AB. Dar O, B nu este. Păi trebuie să muncim și din triunghiul ăsta pe prin care am spus, O pe primul știu. Că el este, O pe primul este el radical din... El radical din 2 pe 2, din diagonala asta din față, pe jumătate, el radical din 2 pe 2. Asta de aici, îl... Și pe Pitagora asta. Și eu mai am o idee. Nu este. Da, mergeți doar prin de atâta parte. Deci finalizăm asta. Da. În triunghiul. În triunghiul O, B, prim, B. O, B, prim, B. Vedeți că o profesor a unit pe B, prim, cu O. Da. O, B, prim, B. În care avem măsura lui O, B, prim, B, egal cu O, B, prim, B. Egal cu O, B, prim, B. Da, ce mai știm? Știm că B prin B egal cu L. L. O B prim este egal cu L radical din 2 pe 2. Și atunci, conform teoremei Pitagora, pătratul ipotenuzei, care se pune în unghiul din 90 de grade, deci O, B pătrat. De ce e L radical din 2 pe 2? De ce? Da. Păi toată de prim, pe prim, minuna cât este de prim, pe prim? E diagonala. Diagonala. Radical din 2. Da, dacă aș juca din mine, e radical din 2 pe 2. De acord. Deci, O pe pătrat. O pe pătrat e o catetă. O pe pătrat e o catetă. O pe ipotenuta, da. Acum am văzut. Da, ipotenuta. Da. Și ce o orice 2? Adică... 2 e la a doua. Deci, este... E la a doua. E la a doua. El radical din... 2. 2 la pătrat, nu? Plus, el radical din 2 pe 2 la pătrat. Dar cum ai zis, domnul profesor? Nu am zis cum ai zis? Uite, de vreo m-a zis L. Deci, la pătrat. L la pătrat. Plus, L radical din 2 la pătrat. Și care face? Care face tot. El pătrat. Pe lângă, da, un pătrat. Plus, suprăm în capul comun, da? 1 pe 2. L-am scos pe pătrat de față, da. Urmă, și vine radical de 2 pe 4, 2 pe 4, 1 pe 2. Și radical de la 2, 3 pe 2. Radical de 2 la 2. Și face el pătrat, oare 3 pe 2. Da. Și atunci am O, B simplu. O, B simplu, egal cu... Radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2. Da. Deci aici, asta este L, radical din 3 pe 2.
Și mie îmi trebuie dintre ele. Adică unghiul din triunghiul ăsta din B. Adică unghiul ăsta. Nu? Da. Știu toate laturile. Că e cumva formula lui Heron? Formula lui Heron pentru arii este. Am teorema lui Pitagora generalizată, care zice pătratul din latului egal cu suma pătratelor celorlalte două, minus de 2 produsul lor, pe cosinusul unghiului dintre ele. Și am cosinusul unghiului dintre ele. Deci zicem, teorema lui Pitagora generalizată sună așa. A prim o la pătrat, a prim o la pătrat. Este egal cu BA BA plus BO în fiecare dată. BA prim la pătrat plus BO la pătrat. Minus de 2 ori BA prim ori BO ori BO ori cosinusul unghiului alfa, ca te întrebi noi, caută cu alfa. Cosinus unghiului B, ca să te iei. Cosinus unghiului B. Și acum, A prim o știu? Da. Da. El radical din 2 pe 2, la pătrat face el pătrat. Pe 1 pe 2? Ori 1 pe 2. El pătrat pe 2. Nu vine așa? Da. E 2 pe 4, 1 pe 2. El pătrat pe 2, egal cu B A prim. Cât este B A prim? B A prim. B A prim. E R radical din 2 pe 2. B A prim. E R radical din 2. E R radical din 2 pe 2. De ce? B A prim. B A prim. B A prim. R radical din 2. Da. Da, da, da. K T prim. Diagonal. Deci vine el pătrat ori 2. 2 el pătrat. Plus B O prim. B O pătrat. Am aflat-o. Radical din 3 pe 2. Adică, dai, nu radical din față, nu scoate, nu raționalizăm acolo din profesor, dar să nu lucrăm cu radical. Cred că am dat așa. Bine, 3 plus pătrat pe 2. Când zicem la pătrat, 3 plus pătrat pe 2. 3 de pătrat pe 2. Minus de 2 ori produsul lor. Adică, acele ori. Păi, A, B prim, A, B, A prim. L pătrat, L oricum facem, L pătrat. Radical din 2 cu radical 2 se simplifică. Și apoi radical din 3. Da. Ori radical din 3, nu? E perfect. Da, da, ori poți să nu începem. Ori poți să nu începem unghiul. Și acum, hai să ducem pentru L pătrat să împarte peste tot egalitatea. Și rămâne 1 pe 2 egal cu 2 plus 3 pe 2 minus 2 radical din 3, cosinus de unghiul, B. Așa că, să vedem, 2 radical din 3, cos de B este da. 2 radical din 3, cos de unghiul, B. Egal cu, hai și faci 4 pe 3, 7 pe 2, minus 1 pe 2, nu? Da, da. Și face 3, 3. Adică cos de unghiul B este egal cu 3 supra 2 radical din 3. Egal cu 3 ori radical din 3 pe 6. Pe 6. Pe 6. Da, și egal cu radical din 3 pe 2. Cosinusul cărui. Cosinusul cărui. Radical din 3 pe 2. Cos de 60. Deci radical din 3 pe 60. 60. Cos de 60. 60. Cos de 60, sigur? Da. Dar cos de 30? E radical din 1. E radical din 3 pe 2. E invers la cosinus. La sinus e 1 pe 2, radical din 3 pe 2. Sinus de 30 de grade. Egal cu cosinus de 60 de grade. Și egal cu 1 pe 2, da? Da. 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 Cosinus de 30 de grade
egală cu sinus de 60 de grade și sau să radica din 3 pe 2. Deci cos de 3 de 3. Radica din 3 pe 2, da? Din 30 de grade, da. Deci unghiul acela pe care l-am votat. Deci aprim o B era de 80. Da. Aprim, deci unghiul aprim care? O B era de 80. Deocamdată să spunem așa. Aprim B8. Acum unghiul care nu e nou. Aprim B8. Aprim B8. Deci mă scurau că nu e aprim B8 egal cu? 30. 30 de grade. Deci era adevărată. Acum, Luna, mă interesează cum putem justifica. Pentru că X, ăsta e X, ăsta e 2X, nu? Și cum putem spune că sigur, sigur, unghiul ăsta e din 90 de grade. Dacă putem argumenta de ce este 90 de grade, atunci lucrurile sunt foarte clare. Noi am mers pe soluția asta mult mai... Ad... pe o codinte, este și mai lungă, dar în care am avut ce? Ideea că știu toate laturile și cum am procesul între ele. Deci dacă tu îmi spui de ce BO imperpendicular pe A, pe C', eu nu am decât... A' de prim, C' și B, nu e piramide cu vârful B? Care? A' de prim, C' și B. Da. A' B'. A' de prim. A' de prim. C' B'. C' B'. B cu piramida, asta zice. Sigur că da. Este o piramidă. O secundă. O piramidă. O patrulată. Regulată. Regulată. Și având unghia B, B' perpendicular cu plana bazei. B, B perpendicular cu plana bazei, dar... Că din vârf. B, B prim, da. Iperpendiculară și pe A prim, B prim și pe B prim, C prim. E o muchie, nu pe fața lui, nu chiar vine. Dacă vă chipuiți aici, nu vine asta pe regulare. Da, da. Deci, ce pot să spun este doar așa, că B prim, B, iperpendicular pe orice dreaptă din plan. Noi am și iperpendiculară și pe A, B prim, pe B prim, O, pe B prim, C prim, am și folosit numai asta. S-ar continua și pe A prim, C prim, nu? Dacă e pe orice dreaptă din plan. Că A prim, C prim, e dreaptă din plan. Din planul A prim, B prim, C prim, de prim. Da. Este unghiul ăla drept, dar trebuie argumentat altfel. Deci unghiul acela este drept, dar trebuie argumentat altfel prin teorema celor trei perpendiculare. Ei n-au învățat. Dar și de ce piramida? Cum ducem înălțimea într-o piramidă, în dreptul patrulaterul regulat? Păi, dacă piramida... E patrulaterul? Da, este. Da? În cazul în care spuneam un tot înălțimea ta, dar acum înălțimea este chiar BB prim. Deci înălțimea e BB prim, că asta e pentru la toată bază. Și pe de-a voastră, ați spus așa, că BB prim perpendiculară pe... orice dreaptă din plan. Da. Deci, BB prim perpendiculară și pe A prim C prim. Pe A prim C prim. Da, BB prim, pentru că nu știu atunci ce prim, dar sunt dreptele cu o paralelă aici. Ca să vezi un unghiul minunat, trebuie duce o paralelă la B prim B, prin O. Și acea paralelă creează, nu? La unghiul din ordine, că adică așa a spus că BB prim, e perpendiculară pe orice dreaptă din plan, inclusiv pe A prim C prim. Și ca să dovedești că tu ai nevoie pe cine? Pe B, O, e pe perioada pe A-prim, C-prim. Da. Aici e toată filozofia. Ei, teorema cea pe perioada spune așa. Dacă B, B prim, e perpendiculară pe un plan, da, și da, dacă nu și B prim, din picior perpendicular,
B primul e perpendicularea pe A prin C prim. Și da. Este. Atunci și B-ul e perpendicular. Atunci și B-ul e perpendicular pe A prin C. Atât e urmează lor trebuie. Da, asta e trebuie. Deci dacă B-ul primi perpendicular pe un plan, cum este cazul nostru, și din piciorul perpendicular, duc prin B primul perpendicular pe A prin C prim, atunci și B-ul... Cum îți dai seama că B-ul își mă arată la trăitru, încă să-l lăsa acolo, nu? Cum ne dai seama dacă e B-ul, da. Am unit pe vârful B, da. Punctul de care am dus-o, cu piciorul perpendicular dus din B prim. Aha, da? Aha. Și atunci B, O, intră pe A prin C prim și unghiul de aici este de 90 de grade. Lucru care trebuia nouă. Și dacă e 90 de grade și cum ăsta este X și ăsta e dublu, atunci obligă unghiul de aici să fie de 30 de grade. Deci, da. Într-un triunghi de tunic care e patetă, da. Adică o sfântă de gigant, exact, exact. Dar nu era suficient, noi la punctul B am arătat că intersecția celor două diagonale în plane diferite 60 de grade, adică unghiul ăla C' A' B nu era de 60 de grade, domnul profesor? C' A' B. B. Am arătat asta? Da, am arătat la B. Oh, și noi nu ne-am folosit de asta, asta am vrut să vă spun. Am înțeles. Am arătat asta. E 60 de grade unghiul ăla. E, nu trebuie să de 60 de grade. Și ăla e mic și ăla e 2, nu era clar că la e 3, deja e 90. Deci mă duc repede de culoarea ăsta. Și merg foarte repede. Foarte repede. N-am văzut asta. Am zis că am arătat-o la B și de-aia am vrut să mă ne folosim aici. Bun. Deci, îndată ce ai avut chestia asta și ăsta e dublu, așa? Exact. Cred că la 30 ani 90. Te obligă la așa ceva. Da. Bun. Însă argumentarea cea mai riguroasă este asta. La ce nu trebuie pentru da, ei n-am învățat. N-am făcut-o. Atunci, rețeta, ideea care ai avut-o tu, sau cea care a fost aflarea tuturor laturilor și demonstrăm. Da. Și sau în drumul ăla, eu am mai văzut-o, cum l-am spus dumneavoastră acolo. Știind cum de 60 de grade, am demonstrat la B. Știind cum de 60 de grade. O știm pe asta și pe asta, tot teorema lui Pitagora generalizată. În care s-a făcut orice triunghi și am aflat-o pe asta imediat. Sigur. Deci, la munca pe care am desfășurat-o pentru aflarea lui B-ul, tu spui că... Știind cum de 60. Așa, 60 și 62 și aflăm latura asta rapid. Imediat. Și se probează Pitagora, exact. cu elementele acestea. Da. Și ieșea tot foarte repede și plecam. Adică, faptul că am fost la B, am găsit un mâini, nu m-a plecat, aceea am părăsit-o. Da. Adică că e altceva, nu ne mai interesează. Dar unghiul de aici era de folos pentru... Ca să merge repede. Da. Dar oricum, deci am mers până la sigur, sigur. Cu cât stăm și dezbatem mai mult, înseamnă că avem șanse să trecem prin mai multe lucruri. Și de aceea, ne alegem cu cât mai multe lucruri. Da, adică ne folosim cum ne-a învățat domnul profesor. Nu ne-a învățat domnul profesor că tot folosim tot ce ne se dă în ipoteză. Dacă nu am aflat la B1, nu ne folosim de chestia asta. Este informație care o duce mai departe. O duce mai departe. Dar am avut sentimentul că nu se leagă A, B, lucruri dinainte și este unic de așa știut, nu? Exact. Era 60 de grade și nu puteam folosi ele. Oricum, după am aflat, am găsit foarte bine. Da. Cât e ceasul? Cât e ceasul? Nu mai contează. Nu mai contează. Zic că e 52. Da, noi oprim, avem două probleme, facem mâine. Da, da, da. Mai avem încă două. Eu sunt obosit, dar am niște... Este lucruri discute interesante. Cum să vezi? Facem sinteză. Sinteză, da. Sinteză, ok. Ia să mă gândesc, am avut ieri lui profesor. Unghiul la 20 în față și trebuie să merg perpendiculare. Cum să facem? Aici? Acolo. Nu știu că așa. Că vedem ce lucru am folosit aici, în rața. Păi cred că am folosit foarte mult din teoria de astăzi. Sigur, sigur. Dacă putea rămâne să și cred că trebuie un pic mai lucrat, pentru că nu știu care l-am înțeles. A stat un pic pasiv și nu cred că înțeles. Nu, nu, de data asta nu mai faci poate. Exact. Că știam. N-a fost mami, nu. Vezi, vin mami să vină la lecție. Că când vin mami, nu mai ești pasiv.
Eu vin de la Eurovaitaci. Da, aoleu, ce vorbești. Dar la Eurovaitaci acum. Aoleu, ce faci ca asta? Mulțumesc, nu vreau să mă gândesc. Da, atunci o să fiți. Poți să fiți, îți place. Deci, da. Deci, teorema, am avut unghiul, unde mi-a dat cartea? Deci, unghiul. Unghiul la două drepte în spațiu. Două. Drepte în spațiu. Drepte în spațiu. Spațiu. A două drepte zidare în același plan și a două drepte necoșatare. Practic, mai interesant este unghiul la două drepte necoșatare. Necoșatare. Deci, necoșatare. Și aici am spus, e problema paralelismului celor două duse. Am suport cu teoria de la Gustav, da, da? Da. Am făcut teoria. Dar ce m-a făcut pe mine este lucrurile pe care le-am mai făcut în continuare. Adică, hai să spun așa, este important. Fixarea punctului M, da? Corect. Este important fixarea punctului M prin care ducem paralele la cele două drepte. La cele două drepte necoplate. Așa, nu pot să dau o rețetă, la rețetă acolo, ci funcție de contextul problemei, da? Da. În paranteză, funcție de contextul problemei. Am avut cazul când l-am luat pe mijloc. Pe mijloc, ca pe interesul care face dreapta la parte. Deci, funcție de cum simți tu și funcție de cum apare unghiul celor două drepte, ca ziceam. Bine. Și aici am mai folosit teorema lui Pitagora. C, P, G, era un cap exact. Funcții trigonometrice și ne-am interesat. Funcții trigonometrice. Funcții trigonometrice. Diagonala, cum am aflat tot Pitagora. Proprietățile, da, din paralelogram, din pătrat, da? Proprietățile. A pătratului, a paralelogramului. Da, pătrat, paralelogram. Nevoia de paralelism acela de a mă duce, apare planul determinat de condiții de determinare a unui plan. Corect. Deci condiții de determinare a unui drepte perpendiculare, ne-am găsit drepte este perpendiculare cu planul, cu fial, cu planul, cu fial, cu planul, cu fial. Drepte perpendiculare. Și calate. Și am amintit și chiar am acelor de perpendiculare, am amintit-o eu, cum l-ați făcut-o încă, dar vreau să faceți. La revedere! La revedere, v-am înțeles că ați venit pe problemă și vă dărăm o sărbătă pe imaginare. Nu uitați de la share. Păi, dar mai hotărătoare. De like și share. Nu uitați! Deci insistăm. Nu uitați de like. Numai așa înțelegeți. Așa, așa. La revedere! La revedere.